În etapa cu numărul 22 a Ligii a 3-a, Olimpia Râmnicu-Sărat a întâlnit pe teren propriu formația CSM Roman. Aflate la diferență de doar un punct în clasament, ambele echipe au intrat în teren cu gândul la victorie. Șansa a fost de partea oaspeților, care în minutul 76 au deschis scorul prin reușita lui Cosmin Țapu. Pe final de meci, galben-albaștri au avut șansa să egaleze, Drăghici reușind să obțină un penalti. Lovitura de la 11 metri a fost bătută de capitanul Roman, care a trimis mingea direct în brațele portarului advers. În urma acestui eșec, Olimpia Râmnicu-Sărat a pierdut alte 3 puncte importante. Etapa viitoare, formația râmniceană va juca în deplasare la Avântul Valea Mărului, echipa cu care, în urmă cu aproape 2 ani, a jucat barajul pentru promovarea în Liga 3-a.